Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Sportiv. Divizia națională a început pe 1 aprilie, iar una din cele mai iubite echipe din țară, Zimbru Chișinău, a debutat cu stângul în actualul sezon. Despre planurile echipei din capitală discutăm cu invitatul emisiunii, directorul general al Galben-Verzilor, Sebastian Botnar. Sebastian, bine ai venit la emisiunea Obiectiv Sportiv. Așadar, probabil nu v-ați fi dorit un început cu stângul în noul sezon al Diviziei Naționale. Ce-i drept, ați întâlnit o formație redutabilă, este vorba de vice-campioana Moldovei, Milsami Orhei. Cum a fost partida propriu-zisă și v-ați așteptat la această înfrângere la limită? Și, într-adevăr, a fost un meci pe viață și pe moarte, dacă putem spune așa, dat fiind faptul că a fost un început de campionat. Este primul meci de campionat când oricare jucător din ambele echipe a dorit să-și demonstreze valoarea sa. Ambele echipe își doreau foarte mult ca să înceapă cu dreptul acest campionat. Evident că ne-am dat cu o echipă care, fără doar și poate, că se luptă pentru titlul de campioană pentru anul acesta, cum de altfel a fost sezonul trecut. Respectiv, din acest considerent, nu putem spune că a fost o înfrângere usturătoare. A fost o înfrângere fiindcă chiar și meciul a fost până la primul gol marcat. Golul s-a marcat dintr-o greșeală individuală, care asta ne-a și costat. Dar, din alt punct de vedere, s-a demonstrat că avem copii tineri care pot să-și măsoare forțele și cu echipele puternice din Campionatul Republicii Moldova la fotbal. Copiii din anul nașterii 98-99, care într-adevăr au făcut un meci foarte frumos. Deci chiar și marcatorul golului, Bugaiov, spunea după meci că au întâlnit o echipă foarte ambițioasă, tânără, care a luptat foarte bine pe teren. Acea înfrângere la limită, totuși, cum a arătat jocul celor de la Zimbru pe ansamblu? Sunteți mulțumit de evoluția echipei? Bine, din punct de vedere și a condițiilor climaterice, nu ne-a permis ca noi să putem spune acum că, într-adevăr, meciul sau jocul Zimbrului a fost unul perfect. Sau jocul Zimbrului ne-a satisfăcut, fiindcă condițiile climaterice pentru cei care au fost la meci au văzut că a fost un vânt foarte puternic, în două reprize diferite, cu împotriva vântului și cu vântul să joci, respectiv nu putem spune că s-a jucat un joc pentru ambele echipe, de altfel. Este această afirmație că s-a jucat un joc după cum gândesc eu că au pregătit antrenorii meciul. Fiindcă pasele lungi nu aveau valoare, pasele scurte era prea închise culoarele ca să poți juca pe pase scurte, ambele echipe au fost bine pregătite și mai mult a fost un meci axat pe fizic decât pe tactic. Asta și a fost, s-a văzut pe teren. Da, într-adevăr, a fost o dorință foarte mare pentru băieții noștri. Am intrat în vestiar după meci și chiar i-am felicitat pentru dorința care au avut-o ei pe teren. Important e că această dorință să nu lipsească de la ei pe viitor, să-și demonstreze valoarea individuală cât și colectivă împotriva tuturor adversarilor, nu doar a lui Milsami. Și la sigur vom avea și rezultatele scontate care vor veni ulterior. Dacă e să ne uităm în trecut, Sebastian, uite, ultimul titlu al celor de la Zimbru datează tocmai din îndepărtatul an al sezonului 1999-2000. Au trecut foarte mulți ani de atunci, sezonul trecut a fost un adevărat fiasco pentru echipă, doar locul 8 din 10 echipe angrenate în eșalonul superior. Fanii așteaptă totuși o spargere a gheții, să-i spunem așa, pentru că, dincolo de faptul că am spus că e una dintre cele mai iubite echipe din țară, Zimbru Chișinău, de 8 ori campioană a Moldovei, când va veni și un nou titlu în Divizia Națională? La ce să se aștepte fanii acestei echipe? În primul rând, vreau să, cum am avut cu dumneavoastră chiar un interviu anterior și v-am anunțat de cele realizate, și fiasco a fost anul trecut pentru echipa de seniori, nu și pentru Academia de Fotbal și respectiv Under 19. Da, care a participat în a fost Liga de Tineret. Exact. Deci este un proiect care, dacă vorbim de alte cluburi din Campionatul Republicii Moldova la fotbal, care sunt axate și evoluează doar cu prima echipă, echipa de seniori, în rest nouă academie și nouă nimic infrastructură, este un proiect. Respectiv, în cazul nostru, este cu totul alt proiect. Este un proiect care trebuie să fie susținut sau necesită a fi susținut financiar
începând de la primul anul nașterii, care este acceptat în cadrul Academiei de Fotbal, adică vorbim pentru anul acesta 2012, până la echipa de seniori. Acesta este un proiect care ai foarte mulți angajați, ai foarte mult de manageriat și de demonstrat că într-adevăr aduc rezultatele necesare după care este și investiția făcută și respectiv începând cu anul acesta am și accentuat și anterior și acum o mai accentuez o dată, am pus accentul pe fotbaliștii tineri. Din ce considerent? Ok, să crească pe lângă experiența necesară. Vorbim de experiența necesară acei jucători care au venit de la Zarea, de la Șerif și urmează. Posibil să mai vină unul, doi, tot autohtoni, tot moldoveni. Sunt acei fotbaliști care pot să demonstreze valoarea lor și să le dea un exemplu de viață pentru tinerii fotbaliști. Din ce considerăm? Foarte mult anterior se axa pe legioneri. Jucătorii veniți stranieri, care practic veneau din ligile inferioare, portugheze, braziliene și altele, și nu aduceau niciun plus de valoare și mai mult ca atât nu puteau să demonstreze acei jucători ceea ce au demonstrat tinerii noștri în meci cu Melsami. Dorința și ambiția care au avut-o ei pe teren. Acei jucători veneau doar pentru a bifa că a mai decurs un meci și pentru a primi salariile necesare. Clubul de fotbal Zimbru nu își permite în primul rând ca să atragă legionierii sau stranierii și să nu atragă o atenție sporită pentru copiii care practic câte 10-12 ani practică fotbalul în Academie de Fotbal a Zimbrului. Mai mult ca atât, nu dăm nicio ambiție, putem spune așa, pentru acei tineri care vin pentru primul an la Zimbru ca să înceapă a practica fotbalul. Fiindcă el vede că autohtonii sunt foarte puțin pe teren la echipa de seniori, atunci vine și deducția, dar eu ce caut la fotbal? Deci asta este scopul nostru. Scopul nostru este de a crește o echipă, de a forma jucători, fiindcă nu putem să îmbinăm două lucruri. Hagia a încercat și a îmbinat un singur an, i s-a reușit. Formarea jucătorilor împreună cu rezultatele. Da, noi putem să... Da, și a devenit campion. Și a devenit campion. Dar nu este valabil pentru fiecare și nu o să fie valabil în permanență și pentru Hagi. Noi formăm jucători. Să privim acum anterior ce s-a întâmplat la echipa Under 21 cu Latvia și Croația. 6 jucători au fost de la Zimbru. Practic, copiii anul nașterii 97, 98 care încă nu este vârsta lor de participare, avem copii foarte buni și asta vă asigur că sunt copii foarte buni și trebuie să le dăm lor o șansă. O să formăm acești jucători, evident, dacă nu vor fi oferte ca ei să plece peste hotare, atunci evident că vor rămâne și încet, încet vom crea nucleul ca să ne batem la titlul de campioană. Nu este necesar acum să punem accent pe titlul de campioană, fiindcă în primul rând știm cum vine Șerif și cu ce investiții majore le face Șeriful, dar 100% noi ne vom bate meci de meci pentru cele 3 puncte. La final vom vedea ce va fi. Dar iată, dacă tot ai spus de Șerif, chiar în prima etapă au marcat 2 stranieri. Echipa tiraspoleană se axează pe mulți jucători din străinătate, ceea ce contravine celor de la Zimbru. Sunt două rivale, până la urmă stranierii aduc rezultate pentru Șerif. Ce s-a întâmplat? Când v-ați dat seama, de fapt, că trebuie să renunțați la stranieri? Dincolo de faptul că ați mai semnat în acest an cu cubanezul Pozo, dar și mulți jucători experimentați, cum ar fi Țigârlaș, Unic, Jardan a revenit, de exemplu. Deci, haideți să luăm din alt punct de vedere. Eu pot să spun că concurența în fotbalul moldovenesc nu este una loială. Și clar vă spun, din ce considerent. Evoluează 8 echipe din două zone diferite. Din punct de vedere al administrației fiscale, nu mai vorbim de altceva. Deci Șeriful, unde este situat în stânga Nistrului, cu, să spunem, cu organele, autoritățile centrale lor, altele decât cele moldovenești, și nu mă interesează cum, dar valoarea lor sau investițiile lor sunt mult mai mari. Nu știm de unde, cum. Și noi nu putem, cei din dreapta Nistrului, nu pot evolua de la egal la egal cu Șeriful din punct de vedere a finanțării lor. Asta pot să vă spun cert. 2. Șeriful investește în stranieri, este politica clubului lor.
pe noi nu ne vizează. Le place să investească în stranieri, este ok. Noi, din potrivă, vrem să facem reforma de jos în sus, nu de sus în jos. Reforma ce semnifică de jos în sus? De la Academie să aducem jucători către seniori și ulterior să-i propunem către alte destinații. 3. Dacă v-ați uitat atent cine a evoluat pentru Milsamiș, dacă ați privit meciul, vedem că în jur de 70% sunt jucători formați de către Academia Zimbru, care ulterior au pășit în alte, au mers în alte destinații ca ulterior să revină către Milsami. Au revenit la Milsami sau la alte echipe din Divizia Națională. Deci, Academia până acum a format jucători. Ce s-a întâmplat cu acei jucători sau cum au plecat ei, deja asta e. Noi acum vrem să formăm jucători ca ulterior să-i vindem pe ei, ca clubul să se poată autofinanța. 4. Săptămâna trecută, dacă nu mă greșesc, am ascultat un interviu a domnului Hagi în privința Academiei. Spunea că în jur de 30% din echipele naționale sunt jucători furnizați de către Academia Hagi. Chiar dacă nu mă greșesc, aceasta a fost înainte de meci cu Coasta de Filde și a selecționatei Moldovei. Am deschis pur și simplu lotul selecționatei Moldovei pentru meciul cu Coasta de Filde și am sesizat că sunt în jur de 60% jucători formați de către Clubul Zimbru, așa care este. Evoluează pentru selecționata Moldovei și acum deja se află în diferite cluburi de fotbal. Atunci, clubul formează jucători. Clubul, dacă formează jucători și a avut și furnizează către selecționat, înseamnă că acești jucători au valoare. De ce noi să punem un accent pe legionieri, pe stranieri și să nu susținem fotbaliștii noștri tineri? Da, cazul lui Pozo este un alt caz, tot un băiat foarte tânăr. Băiatul are o experiență deosebită la diferite cluburi de fotbal, diferite academii de fotbal, Metz, Valerenga, Tromso, academii foarte puternice, și a venit aici pur și simplu să-l încercăm de a-l promova. Alt caz, că există continuitatea acestui proiect, și acum o spun în exclusivitate, Nikita Morovan, jucătorul anul nașterii 2001, pleacă de pe data de 17 aprilie în Serie B la probe, la o echipă din Serie B în probe. Deci, jucător care are deja contract profesionist cu clubul de fotbal Zimbru, semnat la 15 ani. Fiindcă, ca să nu mai existe cazuri Damașcan și alții, Vitali Damașcan, am început să atragem toți acei tineri fotbaliști, odată cu împlinirea la 15 ani, vârsta de 15 ani, noi le facem contracte profesioniste, de jucător profesionist. Ceea ce ne permite și legislația și regulamentele Federației Moldovenești de Fotbal. Acesta este obiectivul nostru pentru a crește fotbaliști, pentru a vinde fotbaliști, ulterior să fie la clubul să-l aducem spre o autofinanțare. Mulți suporteri ai echipei chișinăuiene spuneau că cea mai mare țeapă a fost, apropo, acea mutare a lui Vitalie Damașcan la echipa rivală. Ceea ce ține de rivalitate, dacă ne întoarcem în trecut, la sigur a existat o rivalitate istorică între Șerif și Zimbru. Și există. Cum s-a ajuns totuși că de la echipa Zimbru la Tiraspoleni trec mai mulți jucători la galben-verzi? Aici nu e doar cazul lui Damașcan, putem să spunem și de același Jardan, care a jucat pentru Șerif Tiraspol. Nu doar. Sunt eu foarte mulți. Eu pot să spun și de cel Epureanu, care Alexandru a plecat. Epureanu, da, un mare discipul al echipei Zimbru. Până la urmă, această rivalitate este doar pe hârtie sau... Nu, deci acest caz, Vitali Damașcan, trebuie să-l privim din două puncte de vedere. Și nu a fost doar Vitali Damașcan. Dacă nu interveneam la timp, mai erau încă doi jucători. Nikita Murovan cu Alexandru Graur, de anul nașterii 2001. Erau exact aceleași cazuri care puteau să meargă la Șerif. Cum este procesul sau acest proces cum are loc? Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, există un regulament privind transferul tânărului fotbalist. Acest regulament prevede norme clare privind formarea fotbalistului, cota lui sau cât se calculează privind formarea lui anuală și mai mult ca atât la ce coeficiente se înmulțește dacă participă la diferite selecționate de tineret sau selecționate de seniori.
a Republicii Moldova. Cazul Vitalii Damașcan a fost un caz excepție, fiindcă, în primul rând, rămâne un semn de întrebare din ce, considerent fosta administrația clubului Zimbru, nu i-a semnat contract profesionist, dat fiind faptul că regulamentul Federației Moldovenești de Fotbal permite semnarea contractului de jucător profesionist odată cu împlinirea la 15 ani a discipolului și respectiv ei nu au semnat acest contract, l-au întins până la 18 ani, ca ulterior la 18 ani să plece doar cu taxa de formare. Deci, într-adevăr, el a plecat achitând doar taxa de formare. Taxa de formare a tânărului fotbalist. O țeapă mare. Aceasta sau lacunele din acest caz sunt sau părtașa acestui caz nu este doar Clubul Șerif. Din nici într-un caz noi nu acuzăm Clubul Șerif, din potrivă. Clubul Șerif, ca oricare alt club, să fie și cazul nostru. Ne căutam doar interesele noastre. Ei au profitat de lacuna care au făcut-o administrația clubului Zimbru și respectiv l-au luat gratis. Din alt punct de vedere, am spus, pentru a nu se repeta astfel de cazuri, noi deja semnăm contracte profesioniste cu jucătorii tineri. În caz că dânșii nu doresc de a semna contract profesionist, noi ne rezervăm dreptul ca ei să nu evolueze pentru diferite grupe de juniori. Mai este un caz când jucătorul, tânărul fotbalist n-a vrut să semneze contract profesionist, pur și simplu nu mai face parte din lotul Under-19, care practic până în decembrie a făcut parte din acest lot, fiindcă noi nu ne permitem să formăm jucători, ca ulterior cineva să ia gratis. De asta și noi să-i promovăm. Ei formăm și îi promovăm mai mult ca atât. Promovăm, ați văzut, încă o dată dau exemplu, la Melsani. Este un exemplu clar când pe teren au fost 3 copii anul nașterii 99. Deci 2-98, Starăș Damașcan 95, Prepeliță 96, deci Zagăievski 96. Sunt jucători foarte tineri, care noi îi promovăm, noi vrem să-i creăm. Dar din alt punct de vedere, noi nu ne permitem ca să luăm, cum a spus dumneavoastră, o altă țeapă și respectiv să nu aibă clubul Zimbru de câștigat din chestia aceasta. Fiindcă este într-un final un proiect win-to-win, business to business. Fotbalul este un business. Investești, ai. Noi investim în copii și juniori, noi nu investim în stranieri. Noi încercăm prin copii și juniori să ne aducem rezultatul nostru. Care este totuși poziția patronului Nicolae Ciornei, este omul care investește în această echipă de foarte mulți ani, a rămas dezamăgit, eu știu, de prima înfrângere în actualul sezon. Ați discutat cu patronul? Da, dumnealui este puțin dezamăgit de prima înfrângere, însă a calculat-o și din alt punct de vedere cu jucătorii care jucăm noi, cu copiii care îi creștem noi. A înțeles poziția foarte bine, ulterior s-a și calmat puțin. Într-adevăr, pentru dânsul este fotbalul, este mai mult decât hobby, mai mult decât, cred că este chiar a doua familie a sa, Clubul Zimbru. Păcat că în ultima perioadă chiar nu a avut parte de rezultate. Chiar dacă se vehicula în ultimii ani, că mai sunt alți finanțatori, vă asigur clar și încă o dată o accentuez, Nicolae Ciornă este unicul finanțator al clubului, în pofida faptului că mulți se dau pe la anterior, se mai dădeau și pe la televiziune că ei finanțează, nu. Chiar și perioada Octavian Moraru a finanțat-o doar domnul Ciornă. Domnul Ciornă este unicul finanțator și domnul Ciornă este unicul proprietar acestui club, care într-adevăr ține la club mai mult decât, nu știu, dar ține foarte mult la acest club. Da, este îmbucurător faptul că mai sunt oameni în această țară care tind să susțină echipele de fotbal, pentru că îi numărăm pe degete. Păreri de rău. O foarte bună senzație a făcut patronul celor de la Petrocub Hâncești, care a reușit să ducă echipa până pe ultima treaptă a podiumului în sezonul trecut. Când ne așteptăm ca Zimbru Chișinău să reprezinte țara în cupele europene? Foarte curând. Puteți, în calitate de director, să dați asigurări fanilor echipei, pentru că asta e cel mai important aspect. Fanii își doresc, într-adevăr, să vadă pe Zimbru echipe angrenate din Europa. De ce? Politicienii sau unii politicieni din Republica Moldova spuneau că detaliile creează lucruri mari.
Exact, e în cazul și Zimbrului, fiindcă toate detaliile creează, fiindcă, cum am menționat anterior, Clubul Zimbru este o structură foarte diversificată și foarte mare, spre diferență de alte cluburi din Republica Moldova, alte cluburi de fotbal profesionist. Din acest considerent, toate detaliile, dacă le vom pune corect la punct și dacă vor fi foarte bine analizate și vor da rezultate, atunci la sigur va da rezultat și prima echipă. Și încă o dată accentuez, aici vorbim de un fotbal de continuitate. Noi nu vorbim de un fotbal, am adus 10 legioneri și respectiv am câștigat și mergem în cupele europene. Nu, Zimbru este o structură foarte, foarte complexă, o structură care creează fotbaliști și doar odată ce acești fotbaliști vor crește, atunci vor participa și în cupele europene. Însă, din alt punct de vedere, campionatul de anul acesta este un campionat pe muchi de cuțit pentru orice echipă, chiar și pentru Șerif, și respectiv acest campionat va aduce și foarte multe surprize. Sunt 100% sigur de ceea ce spun, fiindcă orice echipă pornește și cu înfrângere și cu victorie pentru următorul meci. Este un campionat foarte ascuțit. Apropo, Zimbru a fost una din echipele care a pledat pentru ca noul sezon al Diviziei Naționale să se dispute cu participarea 8 echipe, da. Nu 9, da. Dacă ar fi să o includem și pe fosta participantă, Spicul Chișcăreni. De ce ați pledat pentru 8 echipe? O spun, fiindcă acea ședință a fost una înregistrată și se înregistrează, se înregistrează în cadrul Federației Moldovenești de Fotbal. Vă spun clar care a fost poziția Clubului Zimbru. Poziția Clubului Zimbru, în primul rând, este împotriva unui număr impar de la început de campionat, dat fiind faptul că, spre exemplu, în etapa premergătoare selecționatei de seniori, este Milsami, acea care furnizează 6-7 jucători către selecționată, nu evoluează. Are zi liberă. Atunci, cât de pregătit se duce acest fotbalist, mai mult ca atât, încă 2 săptămâni pauză. Cât de pregătit se duce acel fotbalist către selecționata Moldovei. Este un lucru care, consider eu, nu este absolut logic. Ca să începi cu, din prima etapă, să fie cineva liber și să aibă liber pentru a nu juca, nu evolua în prima etapă. Și din alt punct de vedere, am spus-o acest cu 9 echipe, deci nu am făcut o trimitere către Spicul Chișcăreni. Din alt punct de vedere, am spus că nu suntem de acord cu echipele care au în arendă câte 10 jucători. Cazul Spicului de la Șerif. Deci să nu fie jocuri de culise în campionat. Din considerentul echipe acesta, satelit. Ok, am spus-o și eu. Din considerentul acesta, am spus că sunt două lucruri care noi suntem împotrivă. Unu, acel de număr impar, fiindcă nu o consider logic și profesionist, și doi, nu consider logic și profesionist și nu văd nicăieri în lume o echipă de profesioniști să ia în arendă 10 jucători de la concurentul lor. Aceasta nu este logic. Din acest punct de vedere, am spus că noi mizăm pentru nu 9 echipe, dar 8 echipe. Cât de greu este să fii directorul unei echipe? Sincer vorbind, ai acceptat o asemenea funcție foarte importantă în rândul unei echipe de tradiție din țara noastră. Corect. Te confrunți cu anumite dificultăți? Ne confruntăm cu dificultăți zi de zi, independența cum le privești. Le privești ca dificultăți sau le privești ca mici obstacole care trebuie sau necesită a fi soluționate. Evident că, cum am spus, este un mecanism foarte mare, este un mecanism în care are foarte mulți angajați, fiindcă, ok, în ultima perioadă se mediatizează mai mult aceeași alimentația fotbaliștilor, aceeași îngrijire a terenurilor de fotbal, ne mai vorbim de academie de fotbal, de cazare, de secretariat, departamentul juridic, financiar și tot așa mai departe. Sunt foarte mulți angajați, foarte mulți angajați și totodată sunt foarte multe, sau fiecare angajat are problema sa, fără dor și poate. Evident că întotdeauna trebuie să gestionăm lucrurile corect, trebuie să ne propunem cu toții și cu toții să avem un target al nostru, ca o echipă, fiindcă am spus-o, atât noi cât și fanii suntem o singură familie, este familia Zimbru. Nu mă consider un director, eu mă consider un colaborator a acestui club
și respectiv împreună încercăm să soluționăm sau să trecem acele obstacole care sunt puse în fața noastră zi de zi. Să vorbim și despre acel mare tamtam care s-a făcut în rândul tehnicianului care va prelua echipa Zimbru Chișinău. Până la urmă a fost numit Marius Codescu manager sportiv al echipei, exact. Vladimir Raga este antrenorul. Exact. Până la urmă, care este rolul fiecăruia la echipă? Cine răspunde de rezultatele? Staful tehnic împreună cu echipa. Deci toți răspund de rezultate. Anul acesta nu va exista un antrenor să iasă în conferință de presă și să spună că jucătorii nu sunt buni. Anul acesta există un staff care răspunde 100% de rezultatele echipei. Marius Codescu a fost numit manager sportiv, dat fiind faptul că el, cum am menționat, răspunde sau duce răspundere de tot ce înseamnă fotbal, de la cel mai mic până la cel mai mare. De la cea mai mică echipă de copii până la echipa de seniori. Deci dânsul este un gen de director tehnic a clubului. Vladimir Aga este antrenorul principal a primei echipe, cât și la Under 19. Din ce considerent, fiindcă ca și anul trecut, am încercat și încercăm să facem în continuare o continuitate a celor două vârste, de la Under 19 să pășească către echipa mare, echipa de seniori. Și doar fiind în conexiune permanență, dintre staful celor două echipe, atunci va considera de cuvenință antrenorul principal pe cine să promoveze către echipa de seniori, echipa de juniori către echipa de seniori. Din acest punct de vedere am luat această decizie împreună cu domnul Ciorne ca Marius să fie responsabil 100% de tot ce înseamnă fotbal și dânsul duce răspundere împreună cu staful tehnic pentru rezultatele obținute. Da, bine, înțelegerea este una de lungă durată sau există riscul meseriei atunci când nu obții rezultate să fii demis? Riscul meseriei nu este doar la Marius și la mine, așa că întotdeauna există un risc. Cert e faptul că Marius ce a făcut anul trecut în cadrul Academiei de Fotbal a adus rezultate destul de bune și pozitive. Viziunea dânsului asupra fotbalului este una pozitivă. Mai mult ca atât, este unul din acei pionieri care consideră că fotbalul moldovenesc are jucători juniori de valoare foarte mare. De anul trecut noi am încercat să promovăm acești juniori, însă nu ne-am permis foarte mult către prima echipă. Și anul acesta, dacă trageți cu ochii asupra lotului, vedeți că este un lot din foarte mulți copii. Din acest sezon, în premieră, se desfășoară și divizia tineret în campionatul Moldovei. Cât de benefică este această competiție și dacă nu furnizează unele probleme pentru echipele de bază? Această divizie, această competiție poate să aducă... Este inclusă în mai multe campionate importante din Europa. Corect. Această competiție poate să aducă diferite probleme sau impedimente financiare pentru cluburile care nu au avut până acum echipa a doua. Cazul nostru, Șerifului, nu poate să aducă aceste impedimente, fiindcă cheltuielile oricum le facem indiferent de situație. Mai mult ca atât, noi avem acum mult mai mulți jucători sub contract și aici, cum am menționat anterior, vorbim de acei jucători tineri care le facem contracte de jucători profesioniști și respectiv ne permite ca să evoluăm în ambele competiții. Competiția este una foarte benefică din ce punct de vedere, mai mult ca atât și calendarul pentru care am mizat și noi și am susținut acest calendar, să fie pentru a doua zi, ok, doar acum de Paști și de Paștele Blajinilor o să fie înainte de etapa de seniori, de echipele principale, dat fiind faptul că să nu nimerească, să nu se joace în zilele de sărbătoare. Dar, per total, se joacă a doua zi, după echipele de seniori, și este una destul de benefic, sunt datele benefice, dat fiind faptul că putem să testăm acei jucători care nu au evoluat în prima zi, să evolueze a doua zi, să-și demonstreze valoarea lor pe teren. Nu văd o problemă pentru noi, nu văd o problemă, este practic aceeași ce s-a întâmplat și anul trecut, că evoluam pe divizia, anul acesta evoluăm pur și simplu la rezerve.
tineret rezerve. Sunt aceleași competiții, practic. Iată că ne-am apropiat încet de finalul emisiunii, care are o denumire Obiectiv Sportiv. Principalul obiectiv al directorului lui Zimbru, care este? Principalul obiectiv? Succint, cât se poate. Pot să vă spun că, fiind un amator în răita fotbalului, privesc de obicei noutățile, ceea ce se întâmplă în lumea fotbalistică internațională. Pot să vă spun că obiectivul meu întotdeauna a fost numărul 1. Și dacă în Rusia Spartak a devenit campioană după foarte mulți ani, este posibil și în Republica Moldova, nu doar în Rusia. Avem și noi obiectivele noastre. Cu Doamne ajută înainte. Să dea Domnul să obțină rezultatele scontate Zimbru Chișinău. Să dea Domnul. Și pe final, dacă tot suntem în preajma Sfintelor Sărbători de Paști, un mesaj pentru fanii galben-verzilor. Mesajul către fanii Zimbrului, îl spun și îl repet de fiecare dată, este unul foarte simplu și pe înțelesul tuturor. În primul rând, noi le dorim sănătate în familiile lor, armonie, dragoste, fericire, că dacă vor avea ei în familiile lor, atunci această dragoste, armonie, fericire o vor avea și față de familia cea mare, familia Zimbrului. Noi putem să le spunem că încercăm întotdeauna să le aducem rezultatele necesare și le promitem că întotdeauna vom face totul ca să aducem acele rezultate necesare, doar una cerem de la ei să fie alături de noi. Mult succes la conducerea echipei Zimbru Chișinău. Stimați spectatori, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Sportiv. Am vorbit despre una dintre cele mai de tradiție echipe din țară, Zimbru Chișinău, care se anunță a fi o echipă competitivă în noul sezon al Diviziei Naționale, în ciuda înfrângerii din prima etapă. Totul se va vedea pe parcursul sezonului fotbalistic. Toate bune!